atunci când a fost adusă cu avionul, a trebuit să fie adusă direct la biserică, nu mai era să o aducem acasă. Și în pregătirea, da, ca să, până să vină ea, sicriul cu ea, preotul a deschis ușile bisericii și a intrat o rândunică pe care au încercat să o scoată ca să nu rămână închisă acolo, să nu se lovească, să nu se rănească, și nu a vrut, sub nicio formă nu au reușit să o scoată. A venit sicriașul, era un sicriu așa mic, alb, a intrat, preotul a ținut o mică slujbă, rândunica a zburat și a cântat, a ciripit în permanență. Eram absentă, adică am văzut-o, dar n-am înregistrat-o și n-am pus cap la cap nimic, adică doar am văzut că e o pasăre acolo, nici măcar n-am remarcat că e rândunică. Și în clipa în care a ieșit, a fost luat sicriul și dus spre ieșire, rândunica ea a venit, a zburat efectiv deasupra sicriului și a ieșit și ne-a însoțit până la locul unde a fost înmormântată. Și atunci preotul a spus, nu știu cât e de bine să spun așa ceva, dar parcă ar fi sufletelul ei care s-a întors acasă.